Să deschidem cuvântul Domnului la Evanghelia după Luca, capitolul 2, versetele 16 la 19. Evanghelia după Luca, capitolul 2, versetele 16 la 19, pagina în Biblie 988. Asta e ceea ce sunteți cu mine aici în biserică sau la internet puteți să urmăriți textul pe ecran. Și acest cuvânt despre evenimentul glorios al nașterii Mântuitorului spune în felul următor. Păstorii s-au dus în grabă și au găsit pe Maria, pe Iosif și pruncul culcat în iesle. După ce l-au văzut, au istorisit ce li se spusese despre prunc. Toți cei ce i-au auzit s-au mirat de cele ce le spuneau păstorii. Maria păstra toate cuvintele acelea și se gândea la ele în inima ei. Amin. Sărbătoarea aceasta a nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, a întrupării Dumnezeului Cel Etern, este o sărbătoare care ne-a marcat viața, este o sărbătoare care a făcut ca noi să fim diferiți, să fim oameni noi. Dar sărbătoarea în sine, evenimentul mai degrabă, este plin de taină, este plin de înțelepciunea lui Dumnezeu, de puterea aceea pe care numai El o are, de a face toate lucrurile cum nu le gândesc oamenii, de a face toate lucrurile, după expresia lui Marcu, de minune, extraordinare, de nedescris. Ne vom întreba mereu de ce a trebuit Iisus să se nască și să fie pus într-o iesle și nu într-o casă împărătească, într-un palat. Ne vom întreba de ce evenimentele care au avut loc la nașterea Mântuitorului nostru. Vom intra cu ajutorul Domnului în eternitate. Și vreau să vă spun ceea ce spuneam în alte împrejurări. Acolo în eternitate vom continua să studiem cuvântul Domnului. Pentru că așa spune Sfânta Carte. Cuvântul tău dăinuiește în veci în ceruri. Nu se termină cu taina acestui cuvânt în momentul în care am intrat acolo. Vom cunoaște pe deplin lucrurile cu privire la noi și la felul cum s-a produs mântuirea, dar la ce privește înțelepciunea lui Dumnezeu, puterea lui de a face toate lucrurile noi, înțelepciunea cu care a putut să conducă la mântuirea lumii după ce diavolul Lucifer a făcut răzvrătire, războiul din spatele acestei istorii a mântuirii, va trebui să-l studiem continuu în eternitate și nu ne vom sătura acolo de a lăuda pe Dumnezeu și de a-i studia și de a-i învăța înțelepciunea. De aceea nu s-a terminat cu cuvântul Domnului aici. Vom continua cu el și e prea frumos să se termine aici. Astăzi, în mesajul meu la aceste sărbători, aș dori să vin în fața dumneavoastră cu câteva gânduri legate de lucrurile de jos pe care le-a ales Domnul cu privire la întruparea sa. De aceea mesajul se va intitula Ieslea și tot ce este mai de jos. Vedeți că aici spune cuvântul Domnului și știm bine că s-a născut, l-a pus într-o iesle și păstorii l-au găsit în iesle. Mai târziu, când magii au venit, înțelepții au venit, l-au găsit în casă. Și pentru cei care sunteți aici cu mine și mă ascultați la internet, vă aduc aminte, înțelepții, repet încă o dată, înțelepții nu-L mai caută pe Iisus Hristos în iesle. Înțelepții îl caută în casă. Iisus a mutat în casă. Și
Am o întrebare care trebuie să-ți provoce gândirea, faptele și atitudinea. S-a mutat Iisus Hristos în casa ta sau îl ții în iesle, în grajd? Dacă s-a mutat, trebuie să fie casa nouă, viața nouă, faptele nouă, noi, gândirea nouă, atitudinea nouă. Ne vom uita la trei lucruri de jos, cum am spus, pe care le-a folosit Mântuitorul Iisus Hristos atunci când s-a întrupat și în timpul vieții lui pământești. Și primul este ieslea. În versetul 16 acestui pasaj spune: păstorii s-au dus în grabă, au găsit pe Maria, pe Iosif și pruncul culcat în iesle. Iesle, așa cum cunoaștem, pentru că suntem încă o societate cu legături apropiate de lumea agrară. Iesle este locul unde sunt hrănite animalele. Iesle este locul care este pus în grajd, sau cum erau pe vremea Mântuitorului Iisus Hristos, în peșteră era în timpul acela. Mai ales în timpul iernii, erau peștele acelea multe care sunt în pustiul lui Israel, unde David se ascundea de mâna lui Saul, foarte multe peșteri sub pământ, și unde păstorii se adăposteau cu turmele în timpul iernii, în timpul nopților friguroase. Și acolo pregăteau un loc unde să pună hrană pentru animale. Însă în cazul de față, în cazul Domnului nostru Iisus Hristos, este cert că iesle despre care vorbește este o iesle a oilor. Suntem în Betleem, era în apropierea Ierusalimului, apropiere de templu, și în Betleem era locul unde se creșteau miei și oile pentru jertfa, pentru sacrificiu de la templu, și de aceea suntem convinși că iesle a fost pentru oi. Și aceasta trebuie să ne sugereze nouă câteva lucruri, cel puțin trei, de ce Domnul Iisus Hristos a ales ieslea. Și primul indiciu pentru care, la care trebuie să medităm, este acesta. Alegând ieslea, ca el să fie pus în iesle, ca el să vină și să se nască în iesle, ieslea vorbește despre caracterul omului. Poate nu te-ai gândit la lucrul acesta, dar ieslea vorbește despre caracterul omului. Iisus Hristos a venit ca să ne corecteze caracterul. Pentru că ieslea fiind locul unde mănâncă animalele, caracterul omului devenise și ajunsese și este și astăzi un caracter animalic. De ce păcătuiește omul? Pentru că trăiește instinctual. Se călăuzește după instinct. Așa cum Emanuel vorbea înainte, după ceea ce poftește în inimă. Nimic nu se întâmplă cu mine, nimic nu se întâmplă cu tine. Și trăirea aceasta instinctuală nu este tipică omului, pentru că omul are conștiință. Dar când omul, tânăr sau tânără, bărbat sau femeie, soț sau soție, părinte sau copil, când omul nu mai trăiește după conștiință, după gândire, ci trăiește după instinct, ce vine, aceea este bine, ce întâlnește, aceea face, ce poftește, acolo se duce, lucrul acesta vorbește despre un caracter coborât în nivelurile cele mai de jos. Iar Iisus Hristos a trebuit să coboare în nivelurile cele mai de jos ale pământului, în iesle. Acolo, indicând prin aceasta locul unde a ajuns caracterul omului. Trăiește instinctual, trăiește fără remușcări, trăiește cu desconsiderare pentru viața semenului, pentru viața de familie, cu desconsiderare pentru Dumnezeu. Și de ce, dacă la aceste sărbători, dacă meditând la nașterea Domnului Iisus Hristos, la întruparea lui Dumnezeu, pentru că El este fără de timp, El nu are început, nici sfârșit al zilelor. Însă, în momentul în care se întropează, are început ca om, omul Dumnezeu, omul Iisus. Intrând în lumea noastră, El a venit ca să ne răscumpere din locul unde am coborât.
Ne-am pierdut prin păcat inocența aceea edenică cu care Dumnezeu ne-a creat și ne-am pierdut-o atât de tare încât în umbletul nostru, în poftele noastre, în atitudinea noastră, în caracterul nostru, am coborât atât de jos. Atât de jos. La nivel instinctual. La nivel instinctual. Nu numai caracterul trebuia curățat, trebuia înnoit și Iisus Hristos a venit să ne curățe caracterul, să ne nască din nou. Faptul că vorbim despre oaie, pentru că suntem noi într-un staul de oi, Ieslea vorbește despre lipsa de direcție în viață a omului. Lipsa de direcție în viață a omului. În Isaia capitolul 53 cu versetul 6 spune: noi eram ca niște oi pierdute. Fiecare își vedea de drumul lui. Orice specialist în viața animalelor domestice, să spunem, celor de casă, pe care omul le folosește, spune acest lucru, că oaia este unul din animalele cele mai proaste. Și nu vorbesc aceasta ca să ofensez pe cineva, dar nu cred că este alt termen mai potrivit. Dacă nu sunt călăuzite, nu sunt conduse, nu se știu nici apăra, nu știu găsi nici pășune, nu știu nici încotro se duc. Și de aceea avem pilda cu oaia pierdută, pilda cu oaia rătăcită. Pentru că în momentul în care se desprinde de turmă, de grupă, de grup, se agață în tufișuri, se agață, cade în prăpăstii, nu are nicio direcție. Nu are nicio direcție. Și cuvântul Domnului ne arată exact așa cum suntem noi. Iisus Hristos a venit în lumea noastră și a zis: încotro, omenire? Unde vă este direcția? A coborât într-o iesle ca să ne arate că suntem fără direcție. Și în una din cântările noastre spune: noi rătăceam ca niște oi pierdute. Și aceasta este realitatea. Uitați-vă la lumea din jur, uitați-vă în casele dumneavoastră, ne uităm în casele noastre. Nu? Nu există atâta rătăcire, atâta lipsă de direcție? În Matei capitolul 9 cu versetul 36 spune: când Mântuitorul Iisus Hristos a văzut gloatele, mulțimile, i s-a făcut milă de ele, pentru că le-a văzut, cum? Ca o turmă fără păstor, nicio direcție în viață. Deși oamenilor le se pare că au direcție. Eu sunt în drum spre faimă, în drum spre bogăție, în drum spre Hollywood, în drum spre Wall Street, în drum spre NASA. Când Iisus Hristos s-a uitat la noi, exact așa ne-a văzut, ca o turmă fără de păstor. Și fără de păstor, fără de direcție, suntem în pericol în fiecare zi, fără de direcție în viață, suntem expuși morții în fiecare zi. De ce s-a coborât Iisus Hristos în ieslea Betleemului? De ce a ales locul acesta? Ca să ne arate caracterul la care am coborât, îndepărtarea noastră de Dumnezeu, ca să ne arate lipsa de direcție în viață. Și El a venit ca să ne ridice din caracterul acela căzut, instinctual, și să ne dea o direcție nouă în viață. Și apoi există cel de-al treilea aspect în motivația pentru care Iisus a născut și în ieslea Betleemului, nevoie, indicând prin aceasta nevoia de ridicare a omului, nevoia de ridicare a omului. Matei capitolul 26 cu versetul 31, cuvântul Domnului spune: în noaptea aceasta toți veți găsi în mine o pricină de potecnire, că ce este scris: voi bate păstorul și oile turmei vor fi risipite. Și ca să nu se întâmple această risipire în continuu și să nu-și mai găsească oamenii direcția niciodată și nu-și mai poate reface caracterul, a venit Iisus Hristos, a coborât El acolo unde am coborât noi, unde am ajuns noi, prin caracter și prin trăire de parte de Dumnezeu, și ne-a arătat în aceasta, dacă va fi nevoie și este nevoie de ridicare, ridicarea aceasta o face numai Domnul Dumnezeu. De fapt, când vă uitați cu mine în cuvântul Domnului, în Ezechiel capitolul 34 cu versetul 11,
singurul care ne poate ridica și singurul care poate da direcție vieții tale, singurul în stare să se ocupe de tine cu adevărat, pentru că ești ca o oaie rătăcită, ca o oaie fără păstor, fără direcție în viață, este Dumnezeu, este Iisus Hristos, de aceea a coborât în Iesle Betleemului. În Ezechiel 34:11 este Dumnezeu personal care vorbește și sigur că lucrul acesta îl face prin Domnul Iisus Hristos. Căci așa vorbește Domnul Dumnezeu, iată, mă voi îngriji eu însumi de oile mele și le voi cerceta. Observați? Trebuia cineva care este mai mare decât omul, măcar că el este om, dar el este și Dumnezeu în același timp, Iisus Hristos. Cineva mai mare decât noi să coboare la noi în locul unde noi am coborât prin caracter, prin trăire, și din locul acela să ne ridice. Și El ne poate ridica atât de sus, frați și surori, doamnelor și domnilor, încât în Matei 18:20, cuvântul Domnului spune că acolo unde se adună doi sau trei numai, în numele Lui, în numele acestui păstor, El este de față, acolo ascultă rugăciunile, acolo face minuni, acolo dă binecuvântări, acolo se coboară prezența Lui. Nu trebuie și nu poate fi ridicare mai glorioasă decât aceasta. După ce am fost în roiul păcatului, în mocirla păcatului, după ce am fost fără nicio direcție în viață, prin coborârea Lui la noi, prin schimbarea caracterului, prin procesul nașterii din nou, la auzirea cuvântului Sfintelor Scripturi și la înnoirea pe care o face Duhul Sfânt, spune cuvântul Domnului, acum, dacă doi sau trei numai se adună în numele Meu, Eu sunt de față. Și acolo unde este Dumnezeu, acolo este putere, acolo este binecuvântare. Mărit să fie Domnul. Iată de ce. Iată de ce. Doar trei motive pentru care Iisus Hristos s-a coborât în locurile cele mai de jos, s-a coborât în iesle. Dar în al doilea rând, să vedem al doilea loc unde a coborât Domnul Iisus Hristos. Este Egiptul. Egiptul. Dacă vă uitați cu mine și știți cuvântul Domnului acum, în Matei, capitolul 2, versetele 13 la 15. Matei, capitolul 2, versetele 13 la 15. După ce au plecat magii, un înger al Domnului se arată în vis lui Iosif și îi zice, scoală-te, ia pruncul și pe mama lui, fugi în Egipt și rămâi acolo până îți voi spune Eu, căci Irod are să caute pruncul ca să-l omoare. Iosif s-a sculat și a luat pruncul și pe mama lui noaptea și a plecat în Egipt. Acolo a rămas, fiți atenți la acest verset acum, până la moartea lui Irod, ca să se împlinească ce fusese vestit de Domnul prin profetul care zice, am chemat pe fiul meu din Egipt. Am chemat pe fiul meu din Egipt. De ce a trebuit pruncul Iisus să meargă în Egipt? De ce a coborât el chiar și în acest loc? Nu a fost suficient că a coborât în Ieslea Betleemului? N-a fost suficient că Dumnezeu, fiind, s-a smerit totuși, nu numai smerit, s-a umilit în felul în care s-a umilit și în loc să se nască într-un palat din dinastia lui David, el a coborât în Egipt și vorbind despre dinastia lui David, vreau să vă spun ca o paranteză, aduceți-vă aminte ce spune profetul Isaia. Iisus Hristos nu putea să se nască, vorbind omenește, nu putea să se nască până nu se împlinea ce spune profetul Isaia. În capitolul 7 profetul Isaia spune, apoi o odraslă va ieși din tulpina cui? Lui Isai. Fiți atenți la acest cuvânt. Ce spune Isaia? De ce nu spune din David? Deși partea a doua continuă că este din David, dar prima dată spune o odrază din tulpina lui Isai. Isai spune următorul lucru. Când Iisus se va naște, condiția pe pământ va fi aidoma condiției în care s-a născut David. David s-a născut din Isai, o familie fără nicio însemnătate, de o sărăcie de nedescris. De aceea spune, o odraslă va ieși din tulpina lui Isai. Când se va naște Iisus, familia lui David trebuie să ajungă într-o condiție de nedescris, de o sărăcie de nedescris. Iosif și Maria nu mai au gloria lui David, nu mai au gloria lui Solomon, Iosif și Maria au
sărăcia lui Isai. Deci exact așa s-a născut și Iisus Hristos. Dar să ne întoarcem, pentru că intrăm în prea multe alte detalii. Egiptul. De ce a trebuit el, cum a spus, să coboare în Egipt și n-a fost în palat regal? În Sfânta Scriptură, Egiptul este prezentat ca și puterea care l-a opresat pe Israel. Este simbolul lumii. De asemenea, Egiptul este prezentat în Scriptură simbolul nestatorniciei. De aceea mă adresez oricui căruia mă ascultă, în particular tinerilor și tinerilor. Dacă vreți să progresați în viață, căutați să vă căsătoriți, nu trebuie să găsiți un egiptean sau o egipteancă, adică un necredincios. Nu trebuie, pentru că odată călcați cuvântul Domnului, că vă jungați la un juc nepotrivit cu cel necredincios, însă Israel, când a făcut pact cu Egiptul, ia uitați ce spune profetul Ezechiel, capitolul 29, cu versetul 6, spune, te rezemat pe o proptea de trestie. Te rezemat pe o proptea de trestie. Egiptul este o proptea de trestie, un sprijin de trestie. Egiptenii, necredincioșii, pentru că sunt simbolul lumii, așa, la fel este în Isaia 36, versetele 5 la 6, sunt simbolul lumii, simbolul nestatorniciei și de aceea cuvântul Domnului spune, nu faceți asocieri cu astfel de oameni. Dar sunt două motive puternice, frați și surori, doamnelor și domnilor, pentru care Iisus a trebuit să meargă în Egipt. Pruncul Iisus a trebuit să meargă în Egipt. Primul, să ne scape de robie. Să ne scape de robie. Pentru că Egiptul este locul robiei. Dacă vă uitați în cuvântul Domnului împreună cu mine, în Psalmul 81, versetele 5 la 6, cuvântul Domnului spune așa. El a răduit sărbătoarea aceasta pentru Iosif când a mers împotriva țării Egiptului. Atunci am auzit un glas pe care nu l-am cunoscut. I-am descărcat povara de pe umăr și mâinile lui nu mai țin coșul. Ai strigat în necaz și te-am izbăvit. Ți-am răspuns în locul tainic al tunetului. Și mai clar pentru cei ce vor să studieze mai îndeaproape, în cuvântul Domnului, în Deuteronom, capitolul 6, cu versetul 12, este foarte plastic descris lucrul acesta, vei să nu uiți pe Domnul care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Vei să nu uiți pe Domnul care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Deci, în primul rând, primul argument pentru care Iisus s-a coborât în Egipt este pentru că Egiptul este simbolul robiei. Și cum este omul? Cum este omul? Ne facem robi la tot felul de pofte. 2 Petru, capitolul 2, cu versetul 19, partea finală a acestui verset, Sfântul Apostol, inspirat de Duhul Domnului, spune în felul următor, căci fiecare este rob lucrului de care este stăpânit. Și Iisus, pruncul Iisus, a trebuit să meargă în Egipt prin aceasta, indicând și spunându-ne, am venit să vă scot din robie. Pentru că sunteți stăpâniți, robiți de tot felul de patim, de tot felul de lucruri care vă fac viața amară, așa cum era viața israeliților în Egipt. Robi la tot felul de gânduri, robi la tot felul de practici, robi la tot felul de patim, robi la tot felul de proiecte, de planuri care sunt departe de Dumnezeu. În Egipt ne înjugăm la juguri nepotrivite. 2 Corinteni, capitolul 6, versetele 14 la 18, cum vă spuneam și înainte, nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei din lume. Nici o legătură între lumină și între întuneric, nici o legătură între Dumnezeu și Belial. De aceea, în concluzia din 2 Corinteni 6 cu 18 spune, de aceea, așa vorbește Domnul, ieșiți din mijlocul lor. Dar oamenii nu vor să asculte. A venit Iisus Hristos, a dus în Egipt ca să spună, de acolo v-am scos, din robie, din jugul pe care îl aveați în Egipt. Și oamenii se fac robi. Ne facem robi la prieteni, ne facem robi cu legături nelegitime,
Și atâta când te-ai făcut rob la prietenii tăi, tineri și tinere, când prietenii tăi sunt stăpânii tăi, când poftele tale sunt stăpânii tăi, atunci faci ce spune stăpânul. Faci ce-ți spune stăpânul. Iisus Hristos a coborât în Egipt. Am chemat pe fiul meu din Egipt. A coborât în locul unde noi suntem robiți, în lumea noastră, ca să ne scape de jugul robiei. Deci ea, în această dimineață, în această zi, când vei asculta acest mesaj, să-ți pui această întrebare. Oarecum, cum zicea Apostol Pavel, oarecum voi scăpa de acest trup de moarte, de această robie? Și el spune, mulțumiri fie aduse lui Iisus Hristos, care mă scapă, slăvit să fie Domn. El te scapă, pentru că el a coborât în Egipt. Dar al doilea motiv pentru care Domnul Iisus Hristos, pruncul Iisus Hristos, a trebuit să coboare în Egipt cu părinții, bineînțeles, este un alt motiv, o altă rațiune, este inabilitatea distingerii dintre bine și rău. Inabilitatea distingerii dintre bine și rău. Uitați-vă cu mine în cuvântul Domnului în Numeri, capitolul 11, și după aceea ne vom uita în Numeri 21. Deci Numeri 11, versetele 5 la 6, unde cuvântul Domnului spune în felul următor. Ne aducem aminte de pește pe care îi mâncam în Egipt și care nu ne costau nimic, de castraveți, de pepeni, de praj, de ceapă și de usturoi. Acum ni s-a uscat sufletul, nu mai este nimic, ochii noștri nu văd decât mana aceasta. Uitați-vă apoi, Numeri 21 cu 5, cum numesc ei mana. Și a vorbit împotriva lui Dumnezeu și împotriva lui Moise, poporul. Pentru ce ne-ai scos din Egipt? Ca să murim în pustie? Căci nu este nici pâine, nici apă și ne s-a scârbit sufletul de această hrană proastă. Hrană proastă, mana. Frați și surori, doamnelor și domnilor, am spus, Iisus Hristos a coborât în Egipt tocmai ca să ne scape de inabilitatea distingerii dintre bine și rău. Am o întrebare pentru dumneavoastră. Știe cineva dintre dumneavoastră că mana este hrana îngerilor? Mana, îngerii mănâncă. Și îngerii mănâncă mană. Uitați-vă cu mine în cuvântul Domnului în Psalmul 78, ca să vedeți argumentul cu care vin în fața dumneavoastră și care trebuie să vă edifice și de ce a coborât Iisus în Egipt, pentru că ne punem tot felul de întrebări. Traducerea Cornilescu este mai sărăcăcioasă în această privință, dar am să citesc cum este traducerea Cornilescu și apoi am să vă explic. Psalmul 78, versetele 23 la 25. El a poruncit norilor de sus și a deschis porțile cerurilor. A luat peste ei mană de mâncare și le-a dat grâu din cer, auziți? Grâu din cer. Au mâncat cu toți pâinea celor mari și le-a trimis mâncare să se sature. Expresia pâinea celor mari în limba ebraică, frați și surori, doamnelor și domnilor, este au mâncat mâncarea îngerilor. Așa scrie în limba ebraică. Mâncarea îngerilor. Și cum au numit-o evreii? În Numeri 21 cu 5, cum au numit-o? Mâncare proastă. În Egipt, departe de Dumnezeu, cu spatele întors către mântuire, către Fiul lui Dumnezeu care te poate mântui, dragul meu, o să-L auzi ceapa. Așa spune acolo, ne aducem aminte de ceapă. Dacă ziceau de grătar. Ceapă? Ne aducem aminte de usturoi.
După masă mâncați toți și veniți la biserică. Ne aducem aminte de pești. Nu că nu sunt buni. Ne aducem aminte de castraveți, de lebeniță. Pepeni, spune acolo. Exact așa se întâmplă și astăzi. Dumnezeu ne poartă de grijă, așa cum spune, de la naștere până la dânci bătrânețe. Dar oamenii găsesc că e mai bună ceapa, sunt mai bune drogurile, e mai bun gunoiul, e mai bun gunoiul. Iar la lucrurile lui Dumnezeu le spune mană proastă, hrană proastă. În loc să spunem ca David, în Psalmul 63, mi se satură sufletul ca de niște bucate grase și mezoase. În loc să spunem, cuvântul tău este bucuria mea. În loc să spunem, cum spune probabil Moise sau Etanez, Rahitul, celălalt înțelept, sau Ezechia sau Solomon, pentru că nu se știe cine a scris Psalmul 119, nu se cunoaște autorul, de aceea sunt presupuși mai mulți autori. Moise, Etanez, Rahitul, Solomon, Ezechia. Spune, mă bucur de cuvântul tău ca unul care a descoperit o mare comoară. Mă bucur de cuvântul tău ca cel ce are mai mult decât aur și argint. Și ajungem să numim lucrurile lui Dumnezeu lucruri proaste. Frații mei, v-am spus de ce suntem oi? Pentru că n-avem înțelepciune, n-avem direcție. Și atunci fugim în Egipt. Vedem lucrurile lui Dumnezeu, botezul cu Duhul Sfânt, vindecările lui divine, cercetarea pe care o face Domnul, bucuria. Împărăția lui Dumnezeu nu este numai mâncare și băutură, pentru că Dumnezeu ne poartă de grijă de trupul acesta. Cred că toți avem ce să mâncăm, cred că ni sunt pline mesele, nu este așa. Dar Împărăția lui Dumnezeu este peste aceasta, este pace, este neprihănire, este bucurie în Duhul Sfânt, este autoritatea asupra diavolului, este prezența lui Dumnezeu cu noi. Nu numi lucrurile acestea hrană proastă. Egipt înseamnă inabilitate de a distinge între bine și rău. Și Iisus Hristos a venit, pruncul Iisus s-a dus în Egipt, dragul meu, tocmai ca să-ți spună ție și să-mi spună mie, Lazare, vin să iau robia de pe tine, pentru că te văd că ești robit. Lazare, vin să îți iau mintea aceea îngustă, încuiată pe care o ai, de a nu vedea și de a socoti că ceapa e mai bună decât Duhul meu cel Sfânt, de a socoti că usturoiul este mai bun decât cântarea mea de laudă, de a socoti că peștii sunt mai buni decât închinarea și decât prezența mea. Lazare, wake up! Hrană proastă. Hrană proastă. Înțelegeți acum de ce a spus Iisus Hristos că toată lumea zace? Unde? În cel rău. În cel rău. Numim răul bine și binele rău. De aceea profetul Isaia spunea, capitolul 5, vai de cei ce numesc răul bine și binele rău. Vai! Mulțumim Domnului că a venit Iisus Hristos. A coborât în Egipt. A coborât în Egipt să ne ia povara unei minți blestemate. Să ne ia povara unei minți încuiate. Inabilitatea de a distinge între bine și rău. Și să ne strămute în împărăția dragostei Fiului Său. Glorie Domnului! Un om înțelept nu preferă temporarul peste etern, momentul peste etern. Să mânci pâinea îngerilor. În al treilea rând, crucea.
În timpul vieții lui pământești, Iisus a mai folosit încă ceva, crucea. Și în concluzie, doar trecător, întreagă vreau să amintesc patru lucruri legate de cruce. Rușinea, Evrei 12:2. Cuvântul Domnului spune, pentru bucuria care era apusă înainte, a disprețuit rușinea. Și cum? Prin răstignire. Prin răstignire. Nu ne este rușine când toți prietenii noștri râd și își bat joc de Domnul. Ne este rușine să spunem că suntem copiii lui Dumnezeu. Ne este rușine să stăm pentru crezul nostru. Cei ce nu-L cunosc pe Dumnezeu stau cu vehemență și sunt în stare, și nu numai că sunt în stare, o fac, fac crime. Uitați-vă la lumea islamică, la fanatismul islamic. Fac crime pentru un Dumnezeu mincinos, pentru un profet pedofil. Și nouă ne este rușine să spunem că suntem copii, copii ai lui Hristos. Să ne comportăm ca niște copii. Iisus a dus pe cruce pentru bucuria care era pusă înainte. A disprețuit rușinea. Și a zis, iau eu rușinea aceasta. Prefer eu să fiu scuipat. Prefer eu să fiu înjosit. Prefer eu numai să văd omenirea mântuită, izbăvită. De aceea s-a dus pe cruce. Nu te rușina de Domnul. Pentru că îți spun un lucru. Și când se face chemare în față și spunem cine vrea să predea Domnului sau cine vrea să primească și chemăm în față. Nu facem asta că este un ritual penticostal sau baptist sau bisericile evanghelice. Nu. Ce o facem pentru că este biblic. Și vreau să-ți spun un lucru. Și cei de la internet, ascultați-mă cu atenție. Pentru că am această autoritate să vă spun ca slujitor al Dumnezeu. Când vă chemăm în față, trebuie să veniți în față. Pentru că în Biblia mea scrie în felul următor, Marcu 9, oricine se va rușina de mine în fața oamenilor, deci dacă în fața oamenilor vii și te rușinezi să spui că îl primești pe Domnul, și de asemenea zice, se va rușina și Dumnezeu de el. Și în cartea mea scrie, oricine mă va mărturisi pe mine în fața oamenilor, când vii și spui, eu sunt acela, ai făcut o mărturisire publică în fața oamenilor, nu mi-este rușine să mărdu pe Hristos. De ce? E nevoie să vii în față. E nevoie să mărturisești credința, să spui ce ți-a făcut Domnul. Crucea, locul la care s-a dus Iisus a fost, ne-a luat și ne-a dat o pildă, să nu ne fie rușine. Al doilea, blestemul, Galateni 2:13. După cum este scris, blestemat să fie oricine este atârnat pe lemn. Lumea este atârnată în păcat, între cer și pământ. A venit Iisus Hristos și s-a făcut blestem pentru noi. Pentru că, de fapt, acolo este cel de-al treilea lucru. Păcatul a fost pe cruce. 2 Corinteni 5:21. El care n-a cunoscut niciun păcat s-a făcut păcat în locul nostru. În locul nostru. Și apoi este cel de-al patrulea lucru legat de cruce și care este puterea lui Iisus Hristos. Puterea lui Iisus. 1 Corinteni 1:23-24 spune... Pentru noi, propovăduirea crucii este ce? Puterea lui Dumnezeu. În lucrurile pe care noi le disprețuim, în lucrurile de care ne este rușine, în lucrurile pe care noi le socotim lipsite de importanță, aș vrea să descopere astăzi, să redescopere astăzi, în lucrurile acelea este puterea lui Dumnezeu. Iisus Hristos a zis, dacă m-am coborât până în locurile cele mai de jos, până în lumea voastră instinctuală, până în lumea voastră a robiei și a inabilității de a distinge între bine și rău, dacă m-am coborât să vă iau rușinea, să vă iau povara, să vă iau păcatul și în locul lor, prin lucrurile pe care le-am făcut, să vă dau o putere pe care nu are nimeni. Este puterea prezenței divine. Iisus a coborât în locurile de jos, ca pe tine și pe mine să ne ridice în locurile de sus, în locuri cerești. Este glorios acest Fiul de Dumnezeu? Este El împăratul tău? Este El mântuitorul tău? Dacă ai încă poveri, El a coborât să ți le ridice. Dacă trăiești încă instinctual, El îți poate curăți cugetul, inima și dorințele. Dacă încă ți este rușine,
Uite-te la pilda lui, pentru că în aceeași epistolă către Evrei, capitolul 12, spune: și ațintiți-vă privirile asupra lui Iisus Hristos, autorul și desăvârșitorul credinței noastre. Cheamă-L pe Domnul în inima ta, cheamă-L pe Domnul în viața ta. Este prea frumos, este prea frumos. Și fii înțelept, fii înțelept. Nu mai spune la ceapă că e mai bună decât Duhul Domnului. Fii înțelept. Dumnezeu te hrănește cu hrana îngerilor. Ce n-ai gândit niciodată, l-ai descoperit prin cuvânt astăzi. Și de aceea ia această hrană cu tine și pentru tine. Și dă slavă lui Dumnezeu. Amin.